Acum devine o certitudine și la noi, pentru că șansa face ca noi să dezvoltăm primul proiect, un proiect finanțat de la Comisia Europeană de la Bruxelles, pentru o rețea de 9 stații pe culoarele paneuropene. Avem prima stație din România construită de noi la Râmnicu Vâlcea, dar cu floare nu se face primăvara și practic Comisia a înțeles că noi chiar ne dorim acest lucru și eu chiar cred în acest proiect și ne-a oferit șansa aceasta prin cele 9 stații finanțate de la Bruxelles și anul viitor în vară vom avea 7 cel puțin din cele 9 stații funcționale până la sfârșitul anului viitor, rețeaua va fi funcțională. Și atunci industria se va dezvolta cu siguranță, pentru că problema este, știți, ou sau găina, dilema, ce se face mai întâi, o mașină pe gaz nu ți-o cumperi dacă n-ai stație și nu faci o stație pentru că costă foarte mult și n-ai clienți. Noi ne-am asumat, Asociația NGVA România, ne-am asumat rolul de a dezvolta în egală măsură infrastructura, dar și piața. Asta facem, am avut discuții destul de avansate, suntem destul de avansați cu guvernul și am arătat guvernului cu dovezi evidente date de autoritatea celor care sunt acreditați să spună asta. Am arătat faptul că pe finanțarea pe mașini electrice pe care guvernul o face acum cu 10.000 de euro, practic este mult mai benefic din toate punctele de vedere, inclusiv al CO2, dar și al impactului asupra sănătății, particule fine și oxizi de azot care omoară oamenii efectiv, este de cel puțin 4 ori mai benefic cu banii aceia să convertești imediat mașina pe care o ai deja pe benzină și care poluează, o convertești în 6 ore pe gaz natural și din ziua 2, taximetristul, acela care are beneficii economice, el este mulțumit că are beneficii economice, el nu se gândește foarte mult la poluare, el se gândește la beneficii economice. Va fi greu să convingi oamenii să renunțe la mașina lor pentru că n-au bani să-și cumpere alta. Dar este foarte ușor să-i convingi să convertească mașina existentă în mașină pe gaz natural, în 6 ore, cum v-am spus, din ziua imediat următoare, el circulă fără să omoare oameni. Asta este, practic, gândirea noastră și sper ca acest lucru să devină realitate cât de repede.